Cât de frumos se joacă copiii noștri! Da, mândrie, nu alta. Da, și ce zi frumoasă de sâmbătă, soare, prima zi de vară, prima zi de vacanță mare, câtă fericire! Dar, Anișoara, da. Azi e sărbătoare, n-ai uitat? Sărbătoare? Ce sărbătoare? Ziua copilului, scumpa mea! Voi, e ziua copiilor! Anișoara? Da! Am o idee! O idee? Ce idee? Minunat! Să-i chemăm la noi! Da! Copii! Bogdanel! Anabela! Ce e, părinteți? De ce ne-ați chemat? Noi ne jucam! Ei, copii! Noi avem pentru voi ceva! Două cartonașe! Ce să fac cu cartonașul, tati? Da, ce să fac eu cu un cartonaș? Ei, Bogdanel! Noi avem o surpriză pentru tine și pentru Anabela! Noi am hotărât să vă dăm aceste carduri, aici pe ele sunt bani și voi aveți dreptul să intrați în magazin și fiecare din voi să vă alegeți două lucruri, indiferent care le doriți voi de data aceasta. Sunteți de acord? Da! Să mergem, magazinul se deschide! Anabela, dar tu nu ai nevoie de card. Bani. Da. Hai, poftim. Și mergeți la magazin. Pa! Skip to my loo, 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 skip to my loo, loo, loo,
Bogdan, Anabela, voi ați revenit acasă. Să vedem ce și-au ales copiii. Cățeluș. Ce fel de cățel? Cățel robotizat. Hai să-l deschid. Wow, dar cred că nu avem elemente, Bogdanel, îl vom arăta acasă. Deci așa un cățeluș robotizat. Anabela, ne arăți nou ce tu ți-ai cumpărat, Anabela. Așa, pentru cântăreații, foarte mult îi place să cânte și tu ți-ai ales un microfon, Anabela. Anabela, ne mai arăți ce ți-ai cumpărat tu. Deci microfonul, cu Anabela a fost foarte dificil, că nimic nu vroia. Plastelină Play-Doh, da? Dinți, să facem dinți. Ce mai ai tu aici? Nasul galben de flori, ai mirosit. Și încât te poți ne ajuți? Macaroane. Ce are Anabela aici? Da, aici de parcă ar fi o mașină de tocat carne, de făcut niște biscuiți, ceva. Aha, super! Da, și este... ce mai are Anabela? Iată așa, copii. Aha, și ce mai are Anabela? Un perete de ochelari. Ce mai ai? Vai! Iată, te ne ajut să ne arăți. Da, iată, copii. Păi ne-l întoarce așa față să-l vedem. Da, el este legat aici de binele. Dar poți să-l scoți pe Narvar de acolo. Cred că este... Eu bănuiesc că el este intenționat, este pus așa, aha, ca să nu-l scoți. Păi asta este o poșetică, da? Da. Super! Acestea au fost cumpărăturile Anabelii, vrem microfonul și gata. Ok, să vedem Bogdan, ce și-a ales Bogdan. Roboțelul. Un roboțel, nu avem elemente, vom pune elemente acasă. Uitați ce roți are. Da, Bogdanelu, nu prea... Câinele care l-am văzut cu mami la expoziția de roboți. Veți vedea filmulețul în comentarii. Nu putem să-l vedem bine pentru că este împachetat. Nu avem nici farfă, că să-l despachetăm și nici elemente. Îl arătăm acasă. Și aici ce avem? Uitați, o pistă. Oh, Bogdan. Această mașină își schimbă culoarea. Da, este o mașinuță și tot acasă o vom deschide. Vreau să vă spun ceva, eu mereu mi-am dorit o pistă care să aibă de asta și de asta. Wow! Banda asta, aici este ceva care rotește. Ce face Anabela? Deci totuși el funcționează, tate. Da. Dar dă mai tare un pic, poți? Ia, spune ceva la microfon. Baba! Bogdan, Anabela, în sfârșit ai microfon. Oglinzi ai acasă, ai și microfon. Rochi ai, gata. O adevărată vedetă ești, Anabela. Copii, vouă v-a plăcut ziua de astăzi? Da! La mulți ani, copii, la mulți ani tuturor copiilor din acest univers. La mulți ani, pe curând, copii! Pa, pa!